Salut! Astăzi îți arăt cât de ușor este să faci un setup, să setezi acest controller în Cubase. Nu o să vorbesc de Presonus, pentru că în Presonus este just plug and play. Odată ce l-ai conectat și ai selectat modul Presonus, funcționează perfect, fără nicio problemă sau fără vreo setare adițională pe care trebuie să o faci. Dar înainte să vedem ce se întâmplă în calculator, hai să vă arăt cum trebuie să porniți acest fader port, ca să-l puteți seta cu Cubase. Deci, înainte de a porni acest fader port, ca să intrăm în Setup Mode, selectăm primele două canale și ținem apăsat cele două butoane. În timp ce ținem apăsat, pornim fader portul. Am pornit fader portul ținând apăsat, bun, și mi apare în felul următor. Select Studio One, Control, MCU și Hui. Noi selectăm varianta MCU, select, și deja scrie Cubase, modul Cubase. Selectăm modul Cubase, după care îi dăm un exit. Și controllerul este deja pregătit ca să comunice cu Cubase. După ce ați deschis Cubase sau nu, nu contează pentru că funcționează exact la fel, deschidem secțiunea Studio, Studio Setup, și primul pas pe care îl facem mergem la MIDI Port Setup. Este foarte important că altfel nu o să funcționeze. La MIDI Port Setup o să vedeți ceva de genul MIDI In 2, Presonus FP16, MIDI In 3, Presonus FP16 și Presonus FP16. Ce trebuie să facem este să debifăm aceste căsuțe de la In all MIDI inputs. By default sunt bifate. Noi trebuie să le debifăm, după care îi dăm un apply. Următorul pas este să creăm niște controle Mackie. Și este foarte importantă ordinea. Dacă nu aveți deja creat aceste Mackie controller, foarte simplu mergeți la Add Device și Mackie Control. Nu Mackie Hui sau alte chestii, Mackie Control simplu. La primul Mackie Control, pentru că avem nevoie de două, la primul Mackie Control, trebuie să punem neapărat în ordine asta, MIDI in 2, selectați MIDI in 2 și MIDI out 2, presonus FP16. După, mai creăm un Mackie Control, la mine este creat deja, Mackie Control 2 apare, iar aici selectăm presonus FP16, și presonus FP16 la in și la output. Nu facem absolut nimic în rest. Absolut nimic. Acum putem să deschidem 16 canale, de exemplu, ca să testăm, pentru că fader portoare, are 16 fadere. Deschidem și mixerul cu F3 și în momentul ăsta mut faderul numărul 1 funcționează, numărul 2 funcționează, numărul 3 funcționează, 4 și așa mai departe. Funcționează absolut perfect. Chiar și play Merci pentru atenție, să ne auzim sănătoși salut!